De la primele ore ale dimineții, pe calea lui Traian a reapărut un sens giratoriu. Primăria Râmnicului a solicitat avizul poliției municipale, dar noua construcție are alte caracteristici fizice. Deocamdată, sensul giratoriu este provizoriu, chiar dacă el a funcționat ani buni înainte de desființare. Reprezentanții primăriei municipiului Râmnicu-Vâlcea au solicitat reamenajarea unui nou sens giratoriu în vederea găsirii unei soluții pentru fluidizarea traficului rutier. În acest sens, dumnealor au precizat faptul că vor să fie o soluție nu definitivă, ci pur și simplu provizorie pentru a vedea dacă acesta este eficient și, așa cum am spus, pentru a fi o soluție mult mai bună decât în perioada anilor anteriori. Ați văzut și dumneavoastră, s-a încercat să fie amenajată intersecția fără un sens giratoriu, însă configurația locației respective nu a dat o așteptare pozitivă scontată. În acest sens, dumnealor au găsit ca o soluție de remediere și de îmbunătățire a traficului rutier în zonă, de a lărgi spațiul rutier, respectiv de a merge cu benzile de circulație către trotuare. În acest sens, de data aceasta, există posibilitatea ca acest sens giratoriu să fie de o dimensiune mai mare și, practic, fluidizarea traficului rutier sperăm să fie mai bună. Pentru perioada următoare se are în vedere găsirea unei soluții tehnice pentru a se mai amenaja o bandă de circulație de la intersecția străzii Dacia către podul Vinerii Mari pe bulevardul Calea lui Traian. Am ajuns la concluzia că acel debușor pe strada Dacia este benefic. Am lărgit, a durat puțin câteva luni de zile, până am luat autorizația și până am făcut lărgirea străzii Dacia. Acum am pus provizoriu un sens giratoriu centrat pe mijlocul străzii, că mulți poate vor spune că a fost sens giratoriu era tocmai contemulat la solicitarea cetățenilor, era dezaxat. Și când vine de sus, pe o singură parte. Acum s-a lărgit, iar nou sens, dacă va merge și se va dovedi că va fi funcționa, vom apăsa în mijlocul străzii. După ce vom lărgi și pe partea dreaptă, cum să mergem jos, pe partea dreaptă vrem să mergem cel puțin cu un metru în partea dreaptă, să lărgim. Și partea de la Dacia, care vine spre Podul Vinerii Mari, vrem să luăm chioșcul ăla de acolo, acolo este un proces ca o modificare, este un chioșc de zare părăsit ca o modificare, este un copac foarte mare care trebuie să luăm aviz la mediu să-l tăiem și vom mai face o bandă până la Podul Vinerii Mari. În așa fel, cei care vin de pe Dacia să aibă o bandă strictă a lor, să nu mai fie acel conflict de la intersecție. Cât privește sensul giratoriu de la intersecția bulevardului Tudor Vladimirescu cu strada Maior Vepopescu, format din balize și care a fost deplasat de pe axul drumului spre una dintre benzile de circulație, șeful biroului rutier Râmnicu-Vâlcea, comisar șef Ion Deaconu, a promis că va lua legătura cu Direcția Administrarea Domeniului Public pentru a remedia situația.